După vacanța de o lună, fotbaliștii de la SCM Dunărea se întorc la antrenamente. Lotul se reunește miercuri după amiază, sub comanda antrenorului Andrei Nemțescu, pentru o serie de alergări ușoare și exerciții specifice reacomodării la efort. În afară de pregătirea de la Giurgiu, este programat și un cantonament la munte. Ultimele detalii urmând a fi puse la punct în zilele următoare. Totodată vor avea loc și cel puțin 5 jocuri de verificare în compania unor echipe de Liga a 2-a și a 3-a, precum Progresul Spartac, SC Popeșile Ordeni sau Cetatea Turnu Măgurele, dar și din Liga 4-a București, CSU Știința, locul 3 în clasamentul la zi al AMFB. De asemenea, albaștrii au programat și un joc în compania juniorilor A de la FCS. Nou promovată în Liga 3-a, SCM Dunărea are un sezon excelent, având șanse să evolueze în play-off. Echipa pregătită de Andrei Nemțescu ocupă locul 4 în clasamentul seriei a 4-a. Din sezonul regulat au mai rămas de disputat 3 etape, giurgiuvenii având 2 dueluri în deplasare cu CS Blejoi, locul 2, și tricolorul Breaza, locul 9, respectiv unul pe teren propriu cu CS Oplopeni, locul 7. Acestea vor avea loc între 9 și 23 martie.